Și suntem live. Vă salutăm, dragi prieteni, în seara aceasta la un nou live dialog. Îl am invitat în seara asta pe tatăl meu. Noi suntem la două capete diferite de țară. Cât de departe se poate să fim unul din celălalt. Eu sunt în Oltenia, tata în Moldova. O să fac o scurtă verificare la sunet acum. Da. Se aude bine. Tata, spune un bun venit. Face plăcere să vorbim împreună. Super. Și fiindcă am întârziat puțin din cauza tehnologiei, o să intrăm direct în subiectul care ne interesează pe noi. O să spun doar foarte puțin despre motivul pentru care am ales subiectul ăsta. Unul, că te consider prima tale calificat să discutăm împreună. Și al doilea lucru, pentru că datorită timpului, datorită faptului că de-a lungul timpului am interacționat cu mai multe familii tinere, cupluri tinere, dacă aș putea să zic, probleme cu copiii și tot felul de lucruri de felul acesta, am strâns o grămadă de întrebări legate de creșterea copiilor, de responsabilitățile soților și așa mai departe. Și ca să nu avem oare prea largă de întrebări în seara asta, să ne întindem în toate direcțiile, deși sunt sigur că unii ar vrea să discutăm despre tot felul de lucruri care țin de familie, am hotărât să merg pe o nișă specifică și să mi-aduc aminte întrebările, și mi s-au pus și astăzi în privat câteva întrebări, să iau doar întrebările acelea care fac referire la responsabilitățile soților în căsătorie. Și le-am luat pe cele mai importante sau pe cele care ar îngloba mai multe aspecte care mi s-au părut că sunt de interes pentru oameni. Așa că haideți să începem cu începutul și să întreb în felul următor. Care consideri dumitale că ar fi prima responsabilitate sau responsabilitatea principală sau responsabilitatea responsabilităților sau responsabilitatea esențială specifică a unui soț sau unui tată în familie? Deci nu vorbim de soție, vorbim de responsabilitatea unui tată și soț, principala lui responsabilitate, pe care dacă el ar ignora, o să zicem, ar fi descalificat. Eu cred că, în primul rând, un soț trebuie să fie în stare să aducă până aceea de toate zilele familiei lui. Dacă mergem la Geneza, când a fost alungat din grădina Edenului, i-a spus modul în care el va câștiga până aceea de toate zile. Cu trudă, cu spin, cu pălămidă. Deci ăsta cred că este un aspect. Al doilea, un alt aspect pe care îl consider important pentru un soț și tată în familie, este asumarea de lider sau de conducător al familiei. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în ziua de astăzi, unii au abandonat, lasă toate treburile casei, lasă toate afacerile familiei în seama soției, el vine, mănâncă, se culcă, pleacă înapoi și el este un fel de chiriaș la un hotel. El nu are responsabilitate pentru a îngriji un copil, pentru a-i da atenție soției sau multe lucruri de genul acesta. Aha. Și atunci eu cred că este necesar să amintim și aspectul acesta. Un alt lucru important, când vorbim de familia creștină, eu cred că un tată este acel care trebuie să-l reprezinte pe Dumnezeu în casa lui. Unul care să ofere protecție familiei din punct de vedere spiritual, prin educare, prin învățare, prin învățătură, prin citirea Scripturii, prin aducerea la cunoștința familiei a tuturor acelor cuvinte ale lui Dumnezeu care zidesc familia, care întăresc familia și care dau în final siguranță și soțului și copiilor că este cineva, un tată, care îl aduce pe Dumnezeu în casa lor cu ajutorul Scripturii. Un sfat, dă-ți puțin să se vadă mai mult spațiu deasupra capului. Dacă poți să ridici. Așa, perfect. Bine așa? Da, perfect. Bun, uite, chiar dacă s-au numit întrebări pe care noi doi nu le-am discutat, din mers poate îmi vin anumite lucruri în minte și ți le-aș spune din discuții pe care le-am avut cu alții. Ce am putea să spunem unui tată? Eu am avut o situație de felul acesta, un tată care pur și simplu era prăbușit, un dita mai omul, un om înstărit, avea cam din punct de vedere omenesc ce își dorea,
stătea în fața mea un tânăr prăbușit datorită faptului că copiii lui erau deja mari și se simțea incapabil, ăsta era sentimentul pe care îl transmitea, incapabil să mai facă ceva la vârsta aia lor. Nu că n-ar fi putut. Sentimentul pe care mi-l dădea e că se simțea ridicol. Bă, cum să mă apuc eu acum la vârsta asta mea și când copiii mei au unul 14 sau unul cât aveau ei așa, cum să mă apuc eu la vârsta asta să încep să-i dau sfaturi copiii mei sau cu atâta mai puțin să-i strâng eu la rugăciuni? Eu n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Eu m-am adus pâine în casă și așa mai departe. Deci, practic, ce ei spun unui bărbat, dacă ai stat față în față cu el, da? El poate nu mi-ar scrie mie un mesaj, dar sunt mulți bărbați de felul acesta și poate Dumnezeu îi aduce în contact cu noi prin live-ul acesta. Ce îi sugerea dacă el se simte ridicol să înceapă, ce știu, un tip de părtășie cu copiii lui, de sfătuire, de strângere în jurul cuvântului și așa mai departe? Un sfat practic, dom'le, ce să fac? Omul nu a făcut treaba asta niciodată. Eu cred că, în primul rând, el trebuie să pocăiască de faptul că a ignorat o responsabilitate importantă pentru familia lui. Apoi, trebuie să înțeleagă, să-și asume faptul că a călcat o poruncă a lui Dumnezeu privitor la responsabilitatea lui de tată, de soț față de familie. Și un alt lucru, ar trebui să se bazeze pe Dumnezeu, care îl poate călăuzi și îl poate îndruma cum să se apropie de copiii lui, cum să abordeze subiectul acesta și să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și ca unul care am trecut de-a lungul vieții prin multe situații imposibile, fără chip de scăpare, m-a încurajat cuvântul acela din Deuteronom, capitolul 4, chiar am să-l citesc. Și e un cuvânt extraordinar. De când l-am descoperit în Scriptură, m-am dus de foarte multe ori la el și m-am bucurat că Dumnezeu a trecut cuvântul acela în Scriptură. Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Când citesc cuvântul acesta, îmi arată un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu puternic și care este gata să vină în ajutorul celui care cere călăuzire sau vine cu problema înaintea lui Dumnezeu. Și nu se poate ca Dumnezeu să nu răspundă. Aș lămuri aspectul ăsta că, cel puțin nu cât am fost noi acasă, mici și așa mai departe, și noi am cunoscut ce înseamnă părtășia în familie și așa mai departe, ma tare n-ai fost păstor sau ceva de genul ăsta, ca să nu aibă cineva senzația din cei care ne ascultă că, a, domnule, da, discută doi păstori despre faptul că trebuie să avem părtășii în familie, dar știi, la păstorii mai ușor și așa mai departe. Nu, ma tare toată viața ai avut un serviciu, chiar două, da, chiar trei și dacă mai punem și munca la câmp și agricultura și așa mai departe, nu, de atâtea ori ai venit noaptea târziu acasă, deci nu discutăm despre niște oameni care nu mai știau ce să facă cu timpul lor și, bine, că asta ar fi o înțelegere foarte greșită ce înseamnă lucrarea pastorală, dar oricum unii cam asta au senzația. Dom'le, ăștia sunt priceput spiritual, sunt pregătiți pentru asta, normal, e normal ca ei să-și crească copii și așa mai departe. Deci nu este cazul ăsta, discutăm despre oameni normali, oameni obișnuiți, oameni care își trăiesc și ei viața cum își trăiești restul lumii, cu responsabilități pentru familie și așa mai departe, da? O întrebare pe care am primit-o foarte des, ceea ce mi-arată mie că situația nu este grozavă, este următoarea. O soție care are un soț credincios, sau cel puțin e credincios mărturisitor, da? Adică e botezat, merge la biserică, e membru bisericii și așa mai departe, are un soț credincios care nu are deloc sprijinul bărbatului ei în educarea copiilor. Deci, întrebarea este, ce să facă o soție de felul acesta, care nu are deloc sprijinul bărbatului ei în educarea copiilor, da? El își vede, aduce bani acasă, să-i om, să zic așa, serios din punct de vedere al lumii acesteia, nu subestimez faptul că e important să îngrijești familia financiară sub absolut nicio formă, dar el nu îi oferă deloc sprijin, da? Ea încearcă să-l stimuleze, să vorbească cu el, să-l tragă puțin în responsabilitatea asta, el nu și nu. Ce ai sfătui? Cum ai încuraja? Ce ai spune practic la o soție de felul acesta? Ce să facă? În primul rând aș vrea să-i spun că acelei surori că Dumnezeu știe această situație. Cunoaște în detaliu. Și dacă ea simte povara
pentru familia ei, pentru copiii ei care au nevoie de educație, ea să vină cu lucrul acesta înaintea Domnului. Și Dumnezeu nu se poate să n-o călăuzească și să n-o îndrume în privința aceasta. Apoi un alt lucru ce aș putea să spun este că ar putea să vorbească cu soțul ei după ce se roagă, să abordeze din nou problema aceasta, dar pe, nu știu, am întâlnit multe soții care încearcă să discute cu soții lor anumite, am avut ocazia să, de-a lungul vieții, să aud situații din dar ca abordează problemele din familie cu soții lor pe un ton așa isteric, de om care mai are puțin și sar toate capacele, se deșrubează toate așa, cred că ar trebui cu pace, cu liniște, să vină ca înaintea lui Dumnezeu cu problema aceea. Și nu-i de ajutor pentru soț. Și nu-i de ajutor. Dar eu cred, și să vină pe, în modul acesta să discute încă o dată cu soțul ei, problemele acestea care îl privesc pe el. Dacă el nu înțelege lucrul acesta, trebuie să înțeleagă că ea are de dus o luptă. Dacă știe că copiii aceștia sunt un dar de la Domnul, sunt o comoară, sunt un material brut la care ea va lucra, meritul va fi cândva, va fi al ei pentru ceea ce a făcut pentru copiii ei. Și Dumnezeu va răsplăti lucrul acesta. Pentru că noi ceea ce facem, nu facem pentru noi, nu facem pentru soț sau pentru soții, ci facem totul pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Aș mai menționa aici... Încerc să înțeleg situația ei. Da, aș mai menționa, dacă îmi permiți, faptul că Apostolul Pavel e unul dintre, aș spune, poate cel mai puternic apărător al femeii și om care a încărcat femeia cu responsabilitate, cel puțin prin exemple pe care le-a dat, dacă te gândești, unul din cei mai, dacă nu cel mai important ucenic al lui Pavel, Timotei, a ajuns la credință datorită bunicii și mamei lui, nu datorită bunicului și tatălui. Exact. Prin asta noi nu deresponsabilizăm în niciun fel bărbații, ci doar răspundem la întrebarea asta. Ce să facă o soție? Să-și asume responsabilitatea de educație spirituală a copiilor ei. Vorba ma tale, Dumnezeu în suveranitatea lui, adică să fim, cum se zice, calviniști până la capă, știi? Bă, Dumnezeu în suveranitatea lui știe de situația aia, nu? Dacă știi Dumnezeu de situația aia și Dumnezeu a lăsat-o, da? Și are o vreme a cercetării și pentru bărbatul ei. Ea se roage în continuare pentru bărbatul ei să spună, cum ai spus ma tale, să încearcă să-l sfătuiască, să prindă momente sensibile în care să se apropie de el. Dar în același timp vezi în Scriptură niște exemple extraordinare de femei. Femeia va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stărie cu credință în dragoste și așa mai departe. Da? Pavel vorbește despre ridicarea femeii dintr-o poziție joasă în adunare, într-o poziție înaltă în casa ei, când ea crește acolo niște oameni adevărați pentru Dumnezeu. Da, ai vrut să mai spui ceva. Și ea trebuie să facă lucrul acesta ca pentru Domnul. Deci ea nu o face pentru soț, nu o face pentru copii, ci în primul rând având în vedere pe Dumnezeu. Iar noi ca și creștini trebuie să fim, așa ar trebui, este normal, să fim priviți ca unii care îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată ființa noastră, cu toată puterea. Făcând lucrul acesta, nu cred că va fi greu. Dumnezeu nu-i va da resurse să-și ducă la îndeplinirea această menire importantă, chiar dacă în final soțul ei nu va înțelege nimic din ceea ce, din toate încercările ei. Da. Da. Prin asta noi nu, cum să zic, cred că e clar că noi nu subestimăm importanța unui tată în casă și a unui soț, dar Dumnezeu din suferință și din necaz și din... Aici e slava lui Dumnezeu. Cred că aici își arată Dumnezeu puterea lui extraordinar de mare. Că prin niște femei aparent slabe în ochii oamenilor, aparent slabe. Exact. Dumnezeu și-a arătat puterea lui și a scos niște oameni deosebiți de sub, să zic așa, de sub oblăduirea unor femei credincioase, care au fost credincioase cu ce li s-a dat ele, cu ce li s-a dat lor și au făcut treaba și Dumnezeu a binecuvântat într-un mod extraordinar lucrul ăsta. Și cred că asta ar trebui să fie o încurajare pentru surori, pentru mame, pentru soții. Și mai ales că pe termen scurt nu vezi nimic, adică se pare că dai în gol, știi? Dai o zi, două, trei, o săptămână, două. Copiii nu cresc într-o noapte, copiii nu cresc ca paulonia. Știi, i-am pus în trei luni mari cât o trecut de gard, știi? Copiii cresc greu și în credință și în toate. Da.
Dar eu cred că Dumnezeu răsplătește osteneala pe care noi o facem pentru Domnul. Da, da. O altă întrebare. Ce îi spune un imam tinere, vorbind tot despre o situație de felul acesta, care ea se află în situația asta și a spune, nu-i treaba mea să păstorez familia. Eu aș simți că aș deveni masculină dacă mi-aș asuma eu responsabilitatea de a păstori spiritual familia mea. Ce îi spune despre lucrul ăsta? Deci ea cumva chiar dacă ar încerca să se descarce de responsabilitatea ei. Și să lasă doar pe el să facă treaba până la capăt. Și a zice, domnule, eu nu mi-asum lucrul ăsta pentru că nu-i treaba mea. Da. Dacă el nu-și o face, mergem asta mergem la Geneza și vedem acolo că Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, a zis la un moment dat că nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Când vine vorba de ajutor, înseamnă că ea trebuie să fie alături de soț în toate lucrurile pe care el le face. Adică ea nu este separată de slujba lui. Soțul nu are slujba lui, iar ea are slujba ei. Nu. Și ea îl completează și este alături de el în lucrarea pe care el o face. Și un alt lucru, am să dau un exemplu de scriptură. Dacă ne ducem la Proverbii, capitolul 31, acolo găsim o femeie care îi dă învățătură unui om. Și spune așa, cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Deci înseamnă și scriptura, aceste cuvinte sunt în scriptură, înseamnă că scriptura pune accent și pune mare preț pe o femeie care își înțelege rolul. Alături de soțul ei, are și ea partea ei spirituală în educarea și în formarea copiilor. Ea nu va fi în contratimp cu bărbatul, nu va fi în contradicție, nu va avea melodie, o altă melodie a ei separată de a bărbatului. Eu folosesc termenul acesta. Da, în casă va fi aceeași melodie. Soțul cântă melodia cerului, iar soția îl acompaniază. Și împreună copiii aud o singură melodie. Cea care îi învață, îi ajută și îi îndrumă să meargă pe calea spre cer. Da, deci cred că soția nu are o altă slujbă diferită de a soțului, ci este aceeași, de aceeași importanță. Da, și cred că... Pentru că un alt lucru, dacă ne mai ducem și cu gândul la faptul că soțul este plecat la muncă, soția rămâne. Soțul vine, poate sunt unii care lucrează de dimineață până seara, câte 10-12 ore. Păi când, cui rămâne cel mai mult timp să se ocupe de copii? Se pare că soția, da? Și atunci soțul îi rămâne foarte puțin. În lipsa soțului, iar nu că dacă vrea, are chiar obligația să facă lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Da. Am auzit bărbați și cel puțin uneori în grumă, uneori în serios, domnule, eu îmi fac treaba mea să-mi întrețin familia, asta e treaba mea, nu spune Biblia, spin și pălămide, să-mi dea, așa spune în Geneza, știi? Mai ironic, mai serios, eu cred că unii bărbați, cel puțin din practica lor, chiar cred lucrul ăsta. Domnule, treaba mea e să întrețin familia financiară, eu aduc bani în casă, bă, eu îi pun nevastă mea banii pe masă și n-am treabă, știi? Și el consideră că e suficient să facă lucrul ăsta, să întrețină financiar familia și nu e datoria lui să păstorească copiii. Hai să ne gândim puțin și să dialogăm puțin pe aspectul ăsta. Ce pasaje din Scriptură, ce temelie biblică avem pentru convingerea că este datoria soțului, ca și cap al familiei în primul rând, să fie un păstor spiritual al familiei sale, al copiilor săi și al soției sale. Da. Mă gândesc la ceea ce spunea Dumnezeu lui Moise pentru poporul evreu. Când a dat legea cu mielul de Paște, Dumnezeu îi spune lui Moise să spună poporului toate regulile și tot ce trebuia să facă și sărbători, dar în special cu sărbătoarea Paștelui. Și la un moment dat spune așa, undeva prin Exodul, capitolul 12 cu versetul 26, Exodul 12 cu 26, imediat îl găsim, spune așa, când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta. Deci acolo nu mai spune
când veți intra în țara voastră, bă, dați-i tare cu sapa și hârlețul, că aveți treabă, nu așa. Sunt niște obiceiuri, sunt niște practici religioase, sunt niște lucruri care ei trebuiau să se țină de el în cinstea Domnului. Și spune copiii, trebuiau să vadă, musai trebuia să vadă și aveau să pună întrebări. Băi, tată, despre ce e vorba aici? Băi, băiete, știi care treaba? Te rog frumos să du-te la mătar sau lasă-mă cu întrebările astea că avem treaba acum. Nu. Spune așa, când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Ce înseamnă lucrul acesta? Că tu trebuia să stai de vorbă, lăsai lopata, lăsai hârlețul, lăsai alte treburi, lăsai alte urgențe și aveai să te ocupi de copilul tău, să-l înveți, să-i explici, să-i vorbești de Dumnezeu, să-i vorbești de modul de salvare, să-i vorbești de judecata care a venit acolo. Deci era o poveste destul de lungă în care personajul principal era Dumnezeu care i-a salvat. Deci cred că aceasta, și găsim lucrul acesta și în, tot în Exodul capitolul 13, iar și acolo cu versetul 14. Când vă va întreba, când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi prin mâna lui cea atotputernică. Domnul ne-a scos din Egipt, din țara robiei. În cartea de Deuteronom spune, când ești cu copilul tău acasă, la câmp, oriunde ai fi, asta înseamnă că copilul trebuie să fie lângă tine. Și când copilul pune întrebări, văzând anumite lucruri, văzând anumite practici, tu să fii gata să-l răspunzi. Deci eu cred că nu este scuză. Da. Că dacă eu am adus și la copii ce să mănânci, e suficient. Și mi-aduc aminte că mentalitatea asta am avut eu până la un moment dat. Luptam din toate puterile, fiind, având copii mulți, așa, să aduc până aceea de toate zile și eram tare fericit dacă voi vă culcați, mâncați bine, dacă erați îmbrăcați. Până într-o zi când a venit la noi în adunare un frate bătrân și a povestit tot așa despre o familie cu copii mulți, copii care la un moment dat au crescut mari, au crescut credincioși, au crescut pe calea Domnului, niciunul nu s-a prăpădit, nu s-a rătăcit pe căile lumii. Și i s-a pus întrebarea aceasta, mă frate, mulți, dar cum ai făcut de-o rămas pe calea Domnului? Și fratele acesta a spus așa, frate, am luptat pentru ei ca pe front, pe viață și pe moarte. În momentul acela pentru mine s-a deschis ca o lumină din cer așa, modul greșit în care abordam eu problema familiei, pâinea cea de toate zile și am înțeles că responsabilitatea mea cea mare nu este pâinea, pentru că găsim acolo promisiunea Scripturii că El va da pâinea cea de toate zile ca prin somn. Dar mai căutați mai întâi în Matei capitolul 6, pare mi se spunea că căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci eu cred că responsabilitatea unui bărbat nu este să aducă până aceea de toate zilele. Da, și să învețe pe copii că... Da. Mi se pare, scuze-mă că te-am întrebat, mi se pare foarte interesant pasajul pe care l-ai citit. Nu zice dacă copilul tău te va întreba, ci spune când copilul tău te va întreba. Adică Dumnezeu spune, dacă tu îți practici religia cum ți-am dat eu cu obiceiul și cu toate astea, e imposibil copilul tău să nu te întrebe, imposibil. Și noi am experimentat lucrul ăsta în anumite situații pe care le-am mai... O situație notabilă pe care am spus-o și poate toți ascultătorii mei deja o știu, la cina Domnului. Ne-am dus copiii la cina Domnului în mod intenționat. Și nu odată copiii ne-au întrebat la cina Domnului. Trebuie să-i vezi pe copii la cina Domnului, este un moment, să zic așa, sacru, cu totul deosebit pentru ei. Așa marcați, în momentul ăla stau toți și se uită cum beau toți la rând din vin, mănâncă toți la rând din pâine și când Nathan m-a mirosit, așa, era mai micuț el, m-a mirosit, tati, miros a cinei. El știa că mirosul divin e mirosul a cinei, că nu consumă mai iurea. Da, și da, au făcut asocierea. Și de ce? I-am explicat cu jertfa Domnului Iisus, niște momente extraordinare pe care le poți exploata. Dar Domnul arată lui Israel că momentele acestea vor fi în mod obișnuit, nu vor fi la templu. Că ei se duceau rar la templu. Și lucrurile astea vor fi în viața de fiecare zi. Adică ei făceau treburile lor, își practicau religia și copiii întrebau, dar de ce asta, dar de ce asta, dar de ce asta? Mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. Adică el spune, bă, trebuie să-ți trăiești viața în fiecare zi într-un asemenea mod, cum zici, Matalei, să-mi rup eu, las lopata deoparte și să am o discuție cu copilul meu. Și lucrul ăsta se poate face, din experiență spun, se poate face foarte simplu. Eu, de exemplu, am un obicei cu Calvin. Avem o fântână aici, o troiță jos din sat. Aproape în fiecare zi, luăm bicicletele amândoi și mergem până acolo. Avem 10-15 minute, nu e mult.
Și în asta zice, eu nici nu-i mai spun. Eu când mi-a zis, tati, ce discutăm despre Domnul Iisus? El știe, ăsta e timpul nostru în care discutăm ceva spiritual. Și discutăm un subiect sau altul. Atunci chiar mă gândeam, trebuie să am o cameră și un microfon. Atunci e sincer să deschide, pentru că el e obișnuit deja cu lucrul ăsta, da? Și cred că e foarte, foarte, foarte important. Și dacă mai permiți un lucru, o stilați prima ta, îți vorbești mai mult. Zice în Efeseni, capitolul 6, nu știu dacă știi lucrul ăsta, aici zice, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. În limba originală este părinte nu, cuvântul, dar în versetul 4 spune și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Și aici e paters, da? E pateres, e taților, nu-i părinților. E alt termen decât în versetul 1. Deci în versetul 1, când zice copiilor, ascultați de părinții. Părinți, când zice în versetul 4, îi ascultați de voi, de taților. Deci încarcă responsabilitatea de a, zice aici, de a-i crește în mustrarea și învățătura Domnului, încarcă responsabilitatea asta pe tați. Acum, din nou, noi nu ne contrazicem. Surorile, soțiile, trebuie să-și facă treaba lor. Dar e treaba tatălui să supravegheze. Da? El este un fel de episcop în casa lui. Că zice, întreabă exact. La un moment dat, în cum va ști prezbiterul să cârmuiască adunarea lui Dumnezeu dacă nu știe să supravegheze? Da? Dacă nu, el are o episcopie mică acolo. O soție și un copil, sau o soție și doi, trei copii, sau câți are el. Dacă el nu e în stare să facă acolo. Cum poți tu să-i încredințezi lui dita mai slujbă? Și aici aș face o paranteză, dacă îmi permiți, și mă prelungesc puțin. Atâția lideri de tineret, lideri de muzică, lideri de ce mai sunt lideri astăzi, care nu au episcopia lor acasă, dar spuși să conducă în închinare sute, mii de oameni. Și ei nu se îngrijesc de soția lor, de sufletul soției lor. Nu se îngrijesc poate nici de măcar de emoțiile soției lor sau de ceea ce se întâmplă cu ea în fiecare zi. Înțelegi ce vreau să zic? Asta am extrapolat mai mult pe subiectul ăsta, ci... Am răspuns din noi unui bărbat care s-ar scuza că el întreține familia financiară. Spune. Și niciodată Scriptura nu pune pe primul loc întreținerea, preocuparea pentru muncă, preocuparea pentru hrană, preocuparea. Nu, ci totdeauna Scriptura în învățătura ei pune pe primul loc sau pune, focalizează atenția pe lucrurile spirituale. Mi-a plăcut foarte mult, dacă tot am ajuns aici, psalmul 78 Asaf, e o cântare a lui Asaf și spune așa, psalmul 78 cu versetul 3, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu e de așa natură, mă impresionează pe mine, mă impactează pe mine că mi-e drag să spun la copiii mei despre Dumnezeul acesta și despre minunile și lucrările lui. Nu știu dacă voi mai aduceți aminte, când erau anumite situații în casă, anumite nevoi, anumite probleme, când ne rugam împreună specific pentru problema respectivă. Iar după ce Dumnezeu ne asculta și ne ajuta, veneam cu mulțumire înaintea Domnului. Dar tot la aspectul acesta, Proverbii 22 cu 6, învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Este o muncă, e adevărat obositoare, poate uneori grea, poate uneori o faci în disperare, nu mai știi că vezi că Sami împrășește tot la urmă, parcă nu s-ar vedea nimic. Dar este o muncă care în final este încununată de puterea lui Dumnezeu care va lucra în copii. Ceea ce tu ai făcut ani și ani și ani de zile. Da. Îmi place psalmul 78, nu știu, l-a citit tot, dar citesc numai vreo două versete. Zice versetul 5, l-a pus o mărturie în Iacov, el a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri, a poruncit părinților să-și învețe în ea copiii. Exact. Ca să fie cunoscută de cei care vor veni după ei, de copiii care se vor naște. Interesant. Deci arată foarte clar tradiția asta, dacă aș putea să-i zic așa, generațională, exact. Care trebuie să meargă de la părinți. Da. Și după aia zice ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu uite lucrurile lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit. Un neam neascultător și răzvrătit. Un neam care n-avea o inimă tare și al cărui Duh nu era credincios lui Dumnezeu. Deci e foarte clar un decret divin, o poruncă divină. Întărită exact. În Sfânta Scriptură. Da. Bine ar fi dacă toți părinții ar
doar la psalmul ăsta, dacă s-ar uita și și-ar asuma lucrurile scrise aici, mare beneficiu ar fi. Uite, copiilor ar fi niște copii fericiți. Uite, mă vulnerabilizez și eu, nu obișnuiesc să mă laud păcate din mine, că nu, nu-i cazul. Soția mea m-a luat odată deoparte, au venit copii, credeam toate lucrurile astea, am trăit cu ele, nu? Că am venit cu ele, le-am luat din familia din care am venit, dar nu știu cum, pe negândite. Într-adevăr, copilul era foarte mic, primul nostru copil. Soția mea m-a zdruncinat odată și a zis, băi, tu predici la alții și tu nu ai părtășii la tine în familie și așa mai departe. Și m-a bușit o leacă atunci. Mi-a spus frumos, dar m-a bușit în sensul că așa, lăuntric m-am simțit foarte dărâmat. Descalificat. Ceea ce era adevărat. Ceea ce era foarte adevărat. Deci foarte adevărat. Dacă mă știu, mi-a și spus, băi, contează că aduci în casă, că astea sunt important, dar asta nu contează dacă noi, din punct de vedere spiritual, nu suntem îngrijiți, nu suntem păstoriți. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. E penibil pentru mine ca soție să mă pun eu să pun mâinile pe coarnele astea și să trag. Și odată a trebuit, cel puțin la mine, o prins din prima lucrarea asta așa dumnezeiască. Da, eu cred că părinții care ne ascultă și tații care ne ascultă într-un mod special, ei trebuie să înțeleagă că sunt neascultare de Dumnezeu dacă ei nu îndeplinesc dorința asta lui Dumnezeu și porunca asta lui Dumnezeu. Eu mi-am învățat copiii. Voi nu sunteți a mei în mod ultim. Voi sunteți a lui Dumnezeu. Eu fac lucrurile pe care le fac la porunca lui Dumnezeu. Când nu respect eu poruncile lui Dumnezeu față de voi, eu trebuie să vin să cer iertare față de voi. Când nu sunt eu Dumnezeu în casa asta. Știi? Și dai un crez, dacă aș putea să zic, o atmosferă în familie. Băi, aici nu e vorba despre mine. Aici nu e vorba despre mine. Aici e vorba despre mine și Dumnezeu și despre voi și Dumnezeu. Eu sunt un administrator pentru o perioadă de timp. Dacă ai vrea să mai zici ceva aici, dacă nu mergem la următoarea întrebare. Am putea aduce în atenție și Psalmul 127, unde spune așa: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Ce înseamnă o săgeată? Este o unealtă, este o armă pe care o pregătești ca în viitor, la timpul potrivit, cu ea să lovești. Dar nu, nu se pregătește singură. Exact. Exact. Da. Bun, mergem mai departe. Uite, un lucru pe care eu l-am întâlnit personal, a fost una din experiențele mele triste, dacă aș zice, când cineva m-a acuzat frontal că copiii fraților, a surorilor, s-au pierdut din pricina mea. Da? Pentru că eram în lucrarea pastorală. Ce zice Biblia? Ce am spune noi din Scriptură? Unui bărbat sau unei femei, unor părinți care ar da vina pe educatorii de la grupurile de școală duminicală, pe liderul de tinere, pe păstori, fiindcă copiii lor îs lumești, să zicem. Da? Unii dintre ei, trebuie să recunoaște, să spunem public lucrul ăsta, unii dintre ei sunt destrăbălați, îs necredincioși, dar trăiesc în păcate, scandaloase, da? Părinții lor își dau seama de lucrul ăsta, recunosc, dar zic, domnule, vina, eu l-am dus din mic la grupurile de copii, l-am dus la tineret, l-am lăsat pe mâna păstorilor sufletești, să zicem, și ei nu și-au făcut treaba, da? Ei nu și-au făcut treaba. Și ei trăiesc cu, cum să zic, cu dezvinovățirea asta. Domnule, nu și-au făcut păstorul treaba, liderul de tine nu și-au făcut treaba, eu l-am dat pe mâna lor, e responsabilitatea lor. Că nu și-a făcut treaba, nu a mea. Scriptura nu aruncă responsabilitatea eșecului în creșterea unui copil, în educarea unui copil, pe seama bisericii, a preoților, a cărturarilor sau știu cine o mai fi. Eșecul în privința unui copil care a crescut și are o trăire dezastruoasă, firească, lumească, este 100% a părinților. Eu de multe ori am dat exemplul acesta. Când te uiți în grădina cuiva și vezi straturi năpădite de buruieni și, eu știu, zarzavaturile care sunt acolo pricăjute și amărâte, nu dai vina pe zarzavat că nu a fost în stare să crească mai tare sau pe, eu știu, ce ai pus tu acolo, ci dai vina pe grădinar care n-a îngrijit grădina și n-a smuls buruienile.
Deci eu cred că... Păi grădinarul din păstorul de tineret? De ce avem păstori de tineret? Nu. Păi păstori de tineret, de ce mai zicem păstori de tineret? De ce mai zicem educatoare de copii? Dar nu găsesc termenul acesta în scriptură, nu știu. Deci matar ești din ăsta care nu crezi în lideri de tineret? Nu știu, acolo, eu l-am crescut aici la biserică. În biserica noastră n-am crescut cu lideri de tineret, voi n-ați crescut cu lideri de tineret și se pare că nu s-a simțit lipsa acestor lei. Nu, dar trebuie să-i dăm în creditul lor. Tanti Dina când ne-o învăța la mandolină. Asta e altceva. Da, da, așa este. Dar vedeți un lucru. Când el ajunge să aibă niște copii răzvrătiți și niște copii nenorociți din punct de vedere al comportamentului și al slujirii lor chiar în cadrul templului, Dumnezeu nu-i spune, băi, profesorul care s-a ocupat de copiii tăi a fost nenorocit. Nu. Dumnezeu îl acuză pe el în mod personal. Tu ai ținut mai mult la copiii tăi decât la mine. Fii atent, uite, mi-am specifică... Da, da, da. Mi-am amintit de o chestie. Când m-am dus în facultate, dai seama, și la teologie erau tot felul de indivizi pe acolo, știi? Și noi ne așteptam acolo la facultate, la facultate teologie, să fii numai sfinți, coboră din cer, numai hierofim, numai, îți dai seama. Spuma. Da, da. Și am văzut niște exemple dezastruoase, știi? Nu mă laud că eu eram uși de biserică, dar am văzut niște exemple dezastruoase. Și cred că Marius Cruceru ne-a zis odată, dar cred că a spus public, nu știu, ori Marius Cruceru, un profesor de acolo, a zis, bă, noi lucrăm cu materialul clientului. Și cu trecerea timpului, atunci știi sentimentul, bă, de ce nu se asumi? Dar omul nu are ce să-și asume. Că nu e responsabilitatea lui să fi crescut copilul ăla până la 18 ani și 19 ani și el în 4 ani gata l-am făcut păstor care face treziri spirituale, un fel de mix purge. N-ai cum, imposibil lucrul ăsta. Dom'le, acolo e o lucrare care trebuie făcută de ani de zile. Înțelegi? Și îi un mare adevăr în lucrul ăsta. Lucrez cu materialul clientului și nu este responsabilitatea educatoare de copii. Nu este responsabilitatea liderului de tineret în care vorba fi între noi, măcar nu cred în el. Dar nu este. Este responsabilitatea tatălui și a mamei. Asta e, da, spune. Mai e un lucru care trebuie remarcat aici sau trebuie subliniat. Un copil pe care eu... Auzi, noi facem echipă bună. Eu sunt așa mai... Așa și Matali, ești mai liniștit, așa. Zi. Un copil care crește cu mine, eu îl învăț. El vede și latura practică la mine. Aha. Eu îi spun, măi băieții, nu răcni. Și el mă vede pe mine răcnind. Mă băieții, nu țipa prin casă, sau nu te bate, sau nu. Și el vede la mine, mă băieții, nu fura, sau cu tare. Deci, vedeți, vezi, copilul are cel mai bun pedagog în tatălui. Ceea ce îi spune și trăiește practic tatăl și mama lui, sunt cele mai bune argumente pentru el ca la momentul potrivit, în timpul cercetării, zic, da, tatăl meu a fost ceea ce trebuie să fie și el a imprimat în viața mea, în gândirea mea, în trăimea mea, niște lucruri sfinte care sunt demni de urmat. Da. Uite, pedalăm o leacă mai repede, că avem deja 40 minute. Dacă mântuirea e în suveranitatea lui Dumnezeu și... eu nu pot să-mi nasc din nou copilul și așa mai departe, de ce să mă stresez? Știi? Eu am primit întrebarea asta direct, nu? Deci dacă mântuirea e în suveranitatea lui Dumnezeu și recunoaștem că copilul nu se poate naște din nou singur și recunoaștem că nici eu nu-l pot naște din nou singur, pentru ce să-mi pun pe umerii mei o responsabilitate inutilă și o presiune din asta emoțională și psihică și spirituală pe care nu o pot căra în viață? Pentru ce? Eu oricum nu pot să-l nasc din nou. Dacă Dumnezeu vrea să-l mântuiască, să-l mântuiască. Ci eu o să-i zic, dar ce îi spune la o persoană care gândește așa? Dacă este cineva care gândește așa, înseamnă că omul acela vede în copilul lui o mână de carne. Nu suflet, nu duh, nu viață, nu nimic altceva. Eu când mă uit la copil, văd în el un altceva, văd în el un om spiritual, ceva spiritual, bun, ceva duhovnicesc în el, ceva care trece dincolo de materia aceasta. Dar poți tu naște din nou? Cine... Nu-l pot naște din nou. Așa? Ce-ai gândit, Matale, când te uitai la noi? Ue! Vezi ăsta răzvrătit, rău, născut în păcat, adică are toate dovezile, că nu... Crescut în biserică, vine la adunare, ascultă predici, ascultă cântări, ascultă așa, sau nu le ascultă, cine știe opinia el cu mintea. Ce nădejde ai când vezi ce materiale, ce nădejde ai? Băi, eu nu-l pot mântui, ai văzut că nu-i poți mântui.
dar nici nu mă las. De ce nu te las? Nici nu m-am lăsat. Asta e întrebarea mea. Ce speranțe ai da unui om? În ce l-ai ancora? Pentru că eu văd în copilul meu un suflet care într-o bună zi va ajunge ori în mâna lui Dumnezeu, ori în mâna celor rău, ori în rai, ori în iad. Și dorința mea și durerea mea nu va fi mai mare decât să știu copilul meu este fără speranță. Dar eu mă ancorez în Sfânta Scriptură, mă rog bazat pe promisiunile Scripturii, mă rog bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune că cine crede va avea lucrul care va primi lucrul cerut. Am bazat pe Sfânta Scriptură că dacă cerem ceva de la Dumnezeu cu credință, El va face. Și eu cred că a cere mântuirea unui copil al Dumnezeu, unui copil din casa mea, nu este un lucru care este împotriva voii lui Dumnezeu. Și un alt lucru. Oare pentru cine m-aș putea, dacă eu sunt trimis să duc această Evanghelie până la marge pământ, oare nu cumva copiii mei sunt cei mai aproape de mine pentru care să investesc cu această Evanghelie și să-i câștig pentru părăția lui Dumnezeu? Da, foarte bun. Pentru că e din trupul meu, e carne din carnea mea și eu am trecut cu voi, am trecut pe aici, pentru că v-am dus la adunare, v-am pus să citiți, ne-am rugat împreună, am citit împreună, am stat de vorbă împreună și la urmă mi se părea că tot ce am clădit s-o nărui și s-o făcut praf și pulveri. Și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am zis așa, Doamne, nu mă interesează, nu știu cum faci. Nu știu, am plâns acolo lacrimi fierbinți, am zis, Doamne, nu știu cum faci. Copiii ăștia, după că îi văd, îți porniți, hotărâți să meargă spre iad. Pe mine nu mă interesează. Tu mi-ai dat? Fă cum știi tu. Dar eu vreau să-i văd pe copiii aceștia mântuiți. Și Dumnezeu m-a întărit în lucrul acesta și se vede că m-au ascultat. Dar nu m-am lăsat că vezi că copiii, eu știu, n-aș putea. Într-adevăr, eu nu pot. Dar mă rog lui Dumnezeu, El este singurul care poate. Dar nu îmi iau în brață, frate, eu am făcut ce am putut, înseamnă că tu nu ții la copilul tău cu adevărat. Tu nu ții la veșnicie, tu nu te gândești la veșnicia lui. Nu știu, vrei să-l vezi mare în societatea aceasta, vrei să-l vezi un om așezat, vrei să-l vezi un om educat, vrei să-l vezi un om cu poziție socială sau vrei să-l vezi un om în rând cu sfinții. Dacă vrei să-l vezi acolo, vei face tot ce vei putea pentru el, pentru lucrul acesta. Uite, cineva zice, Domnul să te binecuvânteze, frate senior. Poți să mă binecuvântezi și pe mine că primești și eu, nu-i fel de problemă. Să mergi spre altă întrebare. Mi-a pus cineva o întrebare și mi s-a părut foarte interesantă. M-a lăsat așa, puțin în pauză. Ce îi spune unui copil ca părinte dacă în adunarea în care mergi? Nu ai altă adunare în care să mergi, ci în foarte multe localități, este singura adunare. Adunarea în care mergi să predică lucruri cu care tu nu ești de acord, pe care le consideri nebiblice și lucruri care vin în contradicție cu ce ai învățat tu pe copiii tăi. Cum ai aborda problema asta cu copiii? Ce ai face? Ce le-ai spune copiilor tăi? Deci adunarea predică anumite lucruri care nu sunt biblice, da, să învață anumite lucruri sau să practică anumite lucruri, știi? Eu, de exemplu, îți spun o chestie. Eu nu merg la grupurile de, eu nu cred în grupurile de copii. Ajung într-o adunare în care se face grupuri de copii. Eu ce-i spun copilului meu? Că el mă întreabă. Da? Sau, nu știu. Da. Se duc într-o anumită tabără în care eu zic, bă, mi se pare niște lucruri neregule aici, mi le exprim, nu mi se pare safe pentru copilul meu să se ducă deocamdată acolo. Și copilul te întreabă, ce îi spui? Da, e destul de greu, destul de greu de răspuns. Eu aș miza pe aspectul acesta, să fiu atât de frumos, atât de mult legat de copiii mei și să fiu atât de mult preocupat de Scriptură și să-i ancorez pe copiii în Scriptură, încât ei să ajungă la nivelul cât pot ei să înțeleagă, să înțeleagă adevărul Scripturii, să le explic ceea ce nu este bun în biserică. N-aș sugera să plece de la acea adunare, pentru că e greu ca să te muți așa, e foarte ușor de spus, dar e greu de făcut lucrul acesta. Eu cred că ar trebui venit și cu problema aceasta înaintea Domnului. Nu știu dacă ți-aduci aminte, am avut odată o situație de aceasta noi cu familia noastră și ne-am rugat Domnul și Dumnezeu a lucrat în mod minunat. O lucrat chiar peste așteptările noastre. Dar oricum, n-ai merge pe varianta nesincerității. Nu să-l iei pe copil, să-l amăgești, să-l duci, să-l încerci să-l duci din nas. Dacă el vede, bă, nu-i în regulă. Nu aș confrunta copilul cu aceste lucruri și aș spune care e adevărul și l-aș ajuta să înțeleagă adevărul pe baza Scripturii, nu că așa mi se pare mie, pentru că vezi, asta înseamnă îndobitocire. Exact, dar când vii cu Scriptura,
când vii cu argumentul Scripturii, copilul știe la rândul lui să se argumenteze pe el când va fi provocat în viață să facă sau să nu facă un anumit lucru. Da, și aș Scriptura menționa este și singur da. Argument. Și aș menționa, bine, trebuie făcut într-un duh liniștit, calm, și aș menționa faptul că copilul trebuie să crească într-o sau cu o gândire sănătoasă despre biserică. Trebuie să iubească exact. Biserica, dar trebuie să înțeleagă că biserica e formată din oameni păcătoși, cum suntem și noi. Și greșim în multe feluri, știi? Și atunci când lași să trăiască în tensiunea asta, băi, ăștia sunt oameni pe care eu trebuie să iubesc, că sunt răscumpărați prin sângele Domnului Iisus, cum sunt și eu. Dar ăștia sunt oameni greșiți care interpretează unele lucruri greșite, cum și eu sunt greșit și interpretez unele lucruri greșite. Și atunci să arăți aceeași îngăduință față de ei în lucrurile în care greșesc, la fel cum să arăți ție îngăduință, da? Când te trezești de atâtea ori că ai greșit, da? Deci cred că și eu cred că nesinceritatea nu este niciodată o opțiune sau tot acoperi, crezând că cineva mi-a dat o situație specifică, eu nu vreau să o dau exemplu. Eu aș sfătui pentru situația aia să părăsească biserica, e posibil să nu poată părăsi biserica, e o situație destul de serioasă. Dar vreau să abordez mai mult principial ca să nu intrăm în anumite discuții inutile și să înăcrim discuția asta cu unele lucruri cu care poate cei care ne ascultă nu sunt de acord și nu i-ar ajuta la nimic. Încă o întrebare, ce-i spune unui soț? Asta mi-a scris cineva personal, mi se pare o întrebare foarte dificilă și grea, că nu e cazul meu, nici am atale. Dar poate fiecare dintre noi am întâlnit sau, nu știu, cumva am putea să răspundem la asta. Ce-i spune unui soț care are soția necredincioasă și simte datorită acestui lucru că nu are căsătorie? Pur și simplu, oameni total deconectați. Ea e cu lumea ei, el e cu lumea lui. Da? Deci el e credincios, dar simte că nu are căsătorie din pricina faptului că soția lui este necredincioasă. Acum, o întrebare care ar trebui pusă aici este când... Cum a ajuns să fie intre în această căsătorie? El era și el necredincios și s-a pocăit pe parcurs? Sau a făcut pasul acesta în timp ce era... Bine, dacă a făcut pasul ăsta în timp ce era credincios, nu, recomandarea e pocăință. Să zice că s-a pocăit, s-a trezit, Dumnezeu l-a trezit. Să zicem da, că da. Nu mai contează, faptul e împlinit acum, știi? Omul își dă seama da, că am înțeles. Făcută. Poate s-o converti după aceea, da? Și mai greu, soția zice, băi, eu nu am trasat cu tine așa ceva. Noi n-am avut înțelegerea asta, noi n-am avut discuția asta, da? Da. Ce i-am recomandat unui bărbat necredincios care suferă în căsătoria lui, da? Tot faptul că o femeie care e pe altă frecvență, să zicem, decât el, da? Și din punct de vedere spiritual și din punct de alt punct de vedere. Ce i-am spune unui astfel de soț? Nu știu, aici numai Dumnezeu îl poate ajuta, aici trebuie să stea el. Depinde de relația lui cu Dumnezeu, vezi că sunt situații în care, uite de exemplu, Iov, îl luăm pe Iov. Cine a mai trecut, prin ce a trecut Iov? E un exemplu care pur și simplu te lasă năuc. Au venit cei trei prieteni ai lui acolo și 7 zile n-au putut scoate vorba. Nu știau nici, nu s-au mai întâlnit nici cu așa ceva. Ce să zică, ce să facă? Deci sunt situații imposibile, ca la care nu ai soluții. Eu însă cred un lucru. Dacă el este un om credincios și Duhul lui Dumnezeu este peste el, caută lui voia și lumina și călăuzirea, pentru că el trebuie să fie fericit în relația cu Dumnezeu și relația aceasta cu Dumnezeu îl va ajuta și îl va călăuzi cum să se comporte, cum să procedeze și cum să relaționeze cu această femeie. Și cred că Dumnezeu poate să facă minuni chiar și în această situație. Și a făcut din multe ori. Imposibil. Da, exact. Uite, aș menționa eu ceva, dacă îmi permiți. Un pic. Spune. Un pic. Noi de multe ori luăm lucru ca fiind imposibil. Pe când Domnul Iisus Hristos, când o blestema smochinul și s-a uscat, le-a spus la ucenici, ați văzut ce am făcut eu? Dacă veți avea credință, vă puteți face același lucru. Bine, omenește imposibil. Eu aș spune în felul următor. Mă gândeam azi la întrebarea asta, că mi-a pus o persoană asta și am simțit din durerea lui și ce greutate există, bă, să stai zi de zi să te simți, nu știu, că e înfiorător. Deci înfiorător, îngrozitor. Dar m-am gândit la, Doamne, care ar fi primul text din Sfânta Scriptură care ar da sprijin unui astfel de om? Și textul care mi-a venit e cel mai simplu text din Biblie, Efeseni. Unii Pavel spune, bărbaților iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea.
Soluția pentru un astfel de om este Evanghelia, tată. Eu asta cred. Soluția pentru astfel de om este Evanghelia. Soluția pentru orice e Evanghelia. Ești într-o familie de credincioși și soția o ia razna câteodată, soțul o ia razna câteodată. Bă, nu te mai înțelegi cu el. Săptămâni de zile sau câteva luni de zile. Se întâmplă lucrurile astea în familie de credincioși. Care e soluția? Soluția e ca soțul sau soția să iubească cum a iubit Hristos. Soluția este Evanghelia, introducerea Evangheliei, a sângelui Domnului Iisus Hristos în familia aia. Introducerea jertfei lui Hristos, a unei dragoste sacrificiale care se dă pe sine până la capăt, până la moarte. Să zică, băi, dacă mor în căsătoria asta, dacă mă distrug viitorul în căsătoria asta și îmi pierd viața și timpul și energia în căsătoria asta, să fie așa, fac ce îmi spune Dumnezeu. Dumnezeu îmi spune să-mi iubesc soția cum și-a iubit Hristos biserica. Eu asta cred. Eu cred că temelia tuturor lucrurilor, căsătorii biblice, nu unei căsătorii fericite sau unei căsătorii pline de exuberanță în asta sentimentală, unei căsătorii fericite din punct de vedere biblic, eu cred că omul ajută dacă nu s-ar converti soția lui. La sfârșitul vieții, dacă ar trage linii, băi, mulțumirea mea este că soția mea a văzut în casa ei un bărbat care a fost ca Hristos. Nu perfect ca Hristos, dar că a iubit ca... Și eu nu cred că o soție necredincioasă n-ar fi mișcată. Eu nu cred că soția ne-ar zice, bă, ceva nu e în regulă cu asta, frate. Asta, problema este că mulți bărbați și credincioși, am auzit întâmplări triste, din păcate, din amărăciunea aia că soțul nu s-a trezit sau soția nu s-a trezit și ea să se convertească, să vină la Dumnezeu și așa mai departe, parcă asta i-ar sta în puterea ei într-un fel, din amărăciunea aia a fost morocănos, s-a depărtat de ea, nu și-a făcut datoria, tot felul de lucruri de felul acesta și în loc să-i atragă, l-a împins mai departe pe calea, într-un fel, pe calea păcatului și a pierzării. Bă, dacă și ăștia-ți pocăieți, lasă-o încă, nu înțelegi? Nu a arătat dragostea lui Hristos. Deci eu cred că soluția pentru astfel de bărbat este Evanghelia. Și dacă n-a arătat Evanghelia în relație cu soția lui, este responsabil și este vinovat și trebuie să pocăiască de lucrul ăsta și să ceară de la Dumnezeu această dragoste supranaturală, care practic niciunea dintre noi nu ni stă în putere. Nu e ușor, ai o soție credincioasă care nu trăiești viață cu ea, să zicem așa, ușor de vorbi și să spui, da, eu sunt băiat credincios, îmi fac treaba. Eu știu. Da, spune. Și mai este un cuvânt pe care îl spune Domnul Iisus Hristos. În această situație, el singur, cam greu, e foarte greu să lupte. Dacă ar găsi pe cineva cu care să unească în rugăciune, și Domnul Iisus spune așa, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Se spune acolo, va primi lucruri cerut. Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Dumnezeu onorează pe cei doi sau trei care se adună în numele Lui ca să se roage pentru un anumit lucru. Da, auzi ce zice un băiat de Amatalii. Da, zice un băiat de Amatalii, tot de Dani Croitoru, dacă îl cunoști. Zice, el îmi place când vorbește tata și nu mai termină. Ca și tine. Te chinui și tu să intri pe fir. Ce zici de comentariile astea pe care el le dă așa live ca să vadă toată lumea. Da, ne bucurăm că Dumnezeu de-a lungul timpului în umblarea cu el ne-a dat anumite încredințări bazate pe cuvântul Dumnezeu. Trăirea, umblarea, rezultatele care le-am avut pe calea Domnului sunt, cred că, niște argumente care nu te lasă să stai mut. Bun, uite, fii atent. Am primit o întrebare nepregătită de la Alex Ghiți, un foarte bun prieten de-a meu. Zice așa, întrebare pentru tatăl tău. Dacă ar trebui să le spuneți copiilor, ascultă aici, dacă ar trebui să le spuneți copiilor și nepoților dumneavoastră un singur lucru pe care să-l ia cu ei după ce dumneavoastră nu veți mai fi, care ar fi acel lucru? În două, trei, patru propoziții. Deci dacă ar fi să spui un singur lucru pe care să-l ia copiii și nepoții matalei, când matalii nu o să mai fie, da? Un lucru pe care l-ai dat ca moștenire spirituală, să zic așa, da? Care ar fi lucrul ăla care zice, băi, ăsta e lucru, nu uitați de el, bă, țineți-vă de el, frate, până la moarte, da? Eu plec. Dacă ai fi pe patul din moarte și ar fi să transmiți o moștenire spirituală, că între noi fie vorba moștenirii din astea pământești, vedem noi cum ne descurcăm. Da, încă nu m-am gândit la aspectul acesta al moștenirii și al plecării, dar se pare că trebuie să ne gândim cu dar moștenirea spirituală trebuie să o dai înainte, știi că nu știi exact, când vine. Exact. De multe ori m-am folosit de versetul acela din Ioan pe care îl spune Domnul Iisus Hristos. Cercetați scripturile pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Nu știu dacă ți-aduci aminte când erați acasă, v-am spus, băi copii, veți crește mare.
Nu mă interesează pe mine dacă veți ajunge mari, dacă veți avea bani, dacă veți avea, eu știu ce poziții în societatea aceasta. Lucrul pe care pe mine mă interesează este ca voi să ajungeți să-L cunoașteți pe Dumnezeu ca Mântuitor al vostru. Moștenirea pe care aș da și la copii, și la nepoți, și la strănepoți, dacă am să-i prind, este aceasta: să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta să-L cunoască prin Scriptură. Mi-aduc aminte când spunea cineva, a fost întrebat un filozof, dacă ar fi să aleagă din cărțile lumii acesteia, care carte ar alege-o? Zice, mai singura carte care aș alege-o, dacă ar fi să stau undeva izolat pentru ani și ani sau până la restul vieții, până la capătul vieții, ar fi Cartea Sfântă, Biblia. Deci nu știu dacă ar fi o altă carte mai important, un alt lucru mai important, pentru că prin ea îl descoperim pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, cercetați Scripturile, pentru că în ele s-o cotiți că aveți viața veșnică și tocmai ele vorbesc despre mine. Păi pe cine l-a trimis Dumnezeu pe pământ? Pe Iisus Hristos. Cine e personajul principal pentru noi creștini? Domnul Iisus. Cine e personajul principal pe care aș vrea să-l aibă și nepoții mei la rândul lor, în viața lor, în inima lor și în trăirea lor și în toate proiectele lor, dorințele lor pe pământul acesta? Decât Iisus Hristos. Da, uite, voi încheia cu o întrebare care e foarte sensibilă. Am lăsat-o la urmă, o întrebare foarte, foarte sensibilă. Strângeți toate energiile și puterile pe care le ai. Domnul să-ți dea călăuzire la ea. N-am ce comenta la moștenirea despre care ai vorbit acum, sunt total de acord, cred că e cel mai important lucru. Întrebarea este următoarea. Cineva care a trecut prin experiența asta, Matale, ai trecut și Matale cu mama prin experiența asta a pierderii unui copil, știți despre ce vorbiți. Și întrebarea este așa. Ați putea vorbi puțin despre pierderea sau o rugăminte unui copil în cadrul familiei, ce impact are în familie și apoi în biserică. Cum, nu știu, poate ceea ce se așteaptă, nu știu cât se așteaptă persoana să dăm sfatul. Poate sunt mai multe persoane care vor asculta live-ul ăsta și sunt prin situația asta. Voi ați pierdut un copil, dar a fost copilul imediat după mine, Anca. Poate spui ceva, cum ați trecut, dacă te poți vulnerabiliza puțin, dacă nu, măcar să dai niște sfaturi. Cum ați trecut și ce vezi, Matale, ce îi spune? Ai trecut prin asta, ce îi spune unui om care trece asta? La o fată tânără. Sunt fete tinere care au pierdut copii, abia s-au născut și au pierdut. Sau au trăit un an de zile și au pierdut. Sau 3-4 ani și au pierdut. Ce îi spune? Cum l-ai încurajat? I-ai dat ceva, dacă ar fi să-i spui ceva. Eu încerc să înțeleg puțin așa, sau puțin, adică să mă pun în situația acestei persoane, pentru că atunci când a murit Anca, deja voi erați patru în casa noastră. Aha. Când am venit acasă, m-au chemat de la serviciu, m-au trimis acasă și când am venit acasă și am văzut fetița moartă, deci eram terminat, eram dărâmat, deci nu conta că aveam deja patru copii. Atât de mult pentru mine a contat și acel al cincilea copil, că ți-e greu, nu știu ce să spui, ce poți să spui. Exact cum m-am pățit eu, au venit aia șapte tine și ce să spună. E greu de explicat, e greu de vorbit în momentele acelea. Hmm. Însă dacă este ce persoana despre care vorbim, este o persoană care face parte din poporul lui Dumnezeu. Eu cred că aici trebuie să lase în mâna lui Dumnezeu. Trebuie să accepte suveranitatea lui Dumnezeu. Vezi, noi aici privim lucrurile puțin așa, avem un simț al proprietății. Dom'le, era copilul meu și deodată nu mai e copilul meu. Mi l-a luat Dumnezeu. De ce mi l-a luat? Și poate să apară întrebări fără răspuns. E adevărat, omenește, poți să ai tot felul de întrebări. Dumnezeiești, însă, trebuie să lași în seama lui Dumnezeu toate lucrurile acestea. Nu știu ce pot să spun. Poți să te faci vulnerabil, lasă-te ajutat de cei care sunt în jurul tău, care vor să-ți dea un telefon sau vor să-ți spună o vorbă. De chiar dacă poate de multe ori sunt unii neîndemânatici, e adevărat, am întâlnit și situații de asta, încercând să mângâi, de fapt, mai mult făceau rana să doară, știi, sau răscoleau o rană care poate părea să se cicatrizeze. Trebuie să înțelegi și pe oamenii aceștia că de multe ori unii care vor să ajute, măcar intenția contează. Dar eu cred că din punct de vedere spiritual, Dumnezeu
are modul lui de a lucra. Și dacă accept voia lui Dumnezeu, nu voi înțelege acum, voi înțelege odată că Dumnezeu niciodată nu greșește în ceea ce hotărăște cu privire la viața mea sau cu privire la copiii mei sau cu privire la orice aspect al vieții. E greu de răspuns aici, dar ce putem face? Noi știm că avem un Dumnezeu, El hotărăște. Nu noi suntem stăpânii noștri, nici a copiilor noștri. Spune, copiii sunt un dar de la Domnul. Domnul ți-l dă, Domnul poate să ți-l ia. Este hotărârea Lui. Dacă ar fi al meu sau eu, dar nu e al meu. E un dar de la Dumnezeu. Da, eu sunt al Domnului. Da, eu aș spune doar atâta. Am un prieten. Am avut și am un prieten foarte bun care a pierdut un copil scump. Și din ore, cred că, ore după ore, luni de zile am discutat despre subiectul ăsta și mi-a fost pus așa la probă tot conceptul meu despre suveranitate. Și îți spun, după ce trece durerea aia imediată, știi care era întrebarea pe care mi-o punea tot timpul? Băi, Andrei, crezi că băiatul meu că a murit la o vârstă, să zic, nu mai știu exact, dar era adolescent. Întrebarea asta era, oare crezi copilul meu în cer? Deci când treci un soi de durere că l-ai pierdut și poate te războiești cu Dumnezeu și ai întrebări. Și n-aș condamna o asemenea de persoană pentru așa ceva. Este omenește să fie afectat și spiritual. Dar întrebarea asta era, crezi că... zici, asta îmi spunea, bă, dacă aș ști că e mântuit, că e în cer, aș fi liniștit, aș trece pentru... Și căuta în viața copilului lui niște evenimente care să arate că ar fi un copil al lui Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama... Niște legături. Da. Atunci mi-am dat seama, băi, cât de important e când se întâmplă un eveniment din ăsta, nu mai contează nici bani, nici nimica. Mulțumirea ta ca și credincios ar fi să știi copilul tău s-a dus în părăția lui Dumnezeu. Și lucru pe care l-aș putea să spun în ochi oricărei persoane, eu... conform teologiei pe care o am acum, despre mântuire și despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă a pierdut un copil mic, cum am pierdut noi, cum a pierdut persoana asta care m-a întrebat pe mine, l-aș putea să-i spun în ochi, este pe tine te doare, pentru tine e o durere, copilul ăla este în împărăția lui Dumnezeu. N-aș avea nici o ezitare. Poate cineva ar considera că sunt prea apucat în chestia. N-aș avea nici o ezitare să-i spun, conform cu ce înțeleg din Biblie, despre cum mântuiește Dumnezeu oamenii și pe ce bază condamnă Dumnezeu oamenii, aș putea să zic, 100% unui credincioș aș putea să zic, copilul tău este împărăția lui Dumnezeu, bucură-te în lucrul ăsta. N-a trece prin vicisitudinile vieții și necazurile vieții și toate astea. Dumnezeu este suveran, El l-a luat acasă, îi copilul lui Dumnezeu, îi proprietatea lui Dumnezeu, El e într-un loc bun. Asta ar fi lucrul pe care l-aș spune. Poate nu l-aș spune în felul ăsta, dar aș încerca să spun cu toată convingerea, pentru că îl cred din toată inima mea. Prietenul ăsta care ne-a povestit ce-i transmite... moștenire, a întrebat ce-i transmite moștenire copiilor și nepoților, o scris așa, mi-am pierdut ambii părinți destul de vreme în viață, mă bucur când pot să aud părinți credincioși care vorbesc copiilor lor, o iau ca o mângâiere parentală pentru mine, ești păstor, fratele, da? Uite, apreciem mulțumirea, frate Alex. Tată, aici finalizăm live-ul ăsta, am fost cam 120-130 de persoane constant, le mulțumim tuturor celor care au ascultat. Sperând să fi beneficiat de lucrul acesta. Este un live special, un dialog făcut special pentru părinți, pentru familie și așa mai departe. Noi sper să fie de foarte mare ajutor, de folos duhovnicesc. Așa că, dacă îl considerați de folos duhovnicesc, dați-i un like, dați-i un share, împrășteați-l cu alții, o să-l încarc imediat pe YouTube, trimiteți link-ul pe WhatsApp, pe toate platformele de care dispuneți dumneavoastră, ca să răspândim învățăturile astea practice pe care un om ca și tata în cazul acesta le-a trăit pe propria lui piele, da? Bun. Sunt unii frați aici, Daniel Bondaș ne-a mai salutat, ne-a mai comentat, Radu Bodea ne-a binecuvântat și el, Georgiana, care e o prietenă de-a noastră de familie foarte bună, și ea ne mulțumește și ne binecuvântează în numele Domnului și noi binecuvântăm pe toți care au ascultat. Și le spunem la revedere și Domnul să-i binecuvânteze și pe să ne vedem cât de curând la online live. La revedere! La revedere!